yukarıdan itti. Marş! Este gata pentru începerea festivității acordării gradului de maestru militar clasa 5-a și sergent promoției 2021. Sunt locțitorul comandantului, comandor Vichităm. Școală Valiniați! Școală Drept! Pentru onor spre dreapta prezentați Art! Domnule general major, personalul școlii este pregătit pentru festivitatea de acordare a primului grad absolvenților promoției Regele Mihai I-100 ai școlii militare de maestri militari și subofițeri a forțelor aeriene Traian Vuia. Sunt comandantul școlii, comandor inginer Ștefan Cotin. Să trăim!
Bună seara, bine v-am regăsit. Începe emisiunea de ale Buzoianului, așa cum probabil ați înțeles deja din imaginile cu care am deschis ediția de astăzi a emisiunii. Alături de mine sunt reprezentanții unei școli cu tradiție de peste 100 de ani. Alături de mine în studioul Campus TV am reprezentanți de seama ai școlii, dar și elevi. O să vorbim cu dânsii imediat. Școala Militară de Maestri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene Traian Vuia, despre această școală vorbim, iar alături de mine este locțiitorul comandantului, domnul comandor Corneliu Mititelu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Și de asemenea domnul locotenent colonel Robert Bocan este și șef de instrucție și educație. Bună seara, vă mulțumesc mult pentru prezent! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Vreau să vorbim puțin despre această școală care are tradiție de peste un secol. Sunt foarte mulți cei care au ales cariera militară datorită cadrelor din această instituție și datorită renumelui pe care în toată țara deja l-ați dus prin toate realizările pe care le-ați avut. Vedeam în deschidere imaginile și mă gândeam că e vorba de o muncă extraordinară în spatele unor astfel de evenimente. Și mă gândeam la faptul că, din păcate, din cauza pandemiei, nu prea mai avem parte de prezentarea tehnicii militare de 1 decembrie și de manifestările acelea emoționante. Poate o să depășim momentul cât mai repede, dar vreau să vorbim, domnule comandor, puțin despre această școală și despre ce înseamnă ea pentru comunitatea buzoiană și nu numai. În primul rând, vă mulțumim pentru că ne-ați oferit prilejul să ne adresăm publicului buzoian și nu numai. Vreau să vă spun că ați subliniat foarte bine că această școală este unică pe piața ofertanților de resurse educaționale din Armata României, pentru faptul că formează maestri militari și subofițeri pentru forțele aeriene, dar și pentru alți beneficiari. Și vreau să vă spun că ne mândrim cu faptul că cel puțin 60% din elevii noștri sunt din județul Buzău. Asta este un lucru care ne bucură și, bineînțeles, le lăudăm întotdeauna curajul de a veni la noi la școală. Nu e ușor să te gândești, în primul rând, la o viață de militar, nu? Pentru că o carieră militară înseamnă multe aspecte pe care nu le cunoaștem sau nici măcar nu le bănuim, nu? Da. Într-adevăr, să spunem că activitatea asta ca zonă este un pic necunoscută. Mă refer la faptul că sunt foarte timizi când pășesc pe porțile școlii, dar își revin foarte repede datorită faptului că curajul care i-a împins să pășească pe porțile școlii noastre face, să spunem așa, îi face puternici și să meargă mai departe și să absolve cu rezultate foarte bune. Vreau să ne povestiți despre școală pentru cei care încă nu au aflat. Este o instituție de învățământ post-liceal, da? Este o instituție de învățământ post-liceal militar. La finalizarea studiilor, elevii primesc certificat de calificare profesională nivel 5. O să vă spun imediat și calificările pe care noi le avem acreditate, dar dacă, cu permisiunea dumneavoastră și a telespectatorilor, aș vrea să depun în câteva minute câteva file de istorie acestei școli. În anul 1920, după primul război mondial, Armata României a făcut achiziție de foarte multe aparate de zbor. Aceste aparate de zbor trebuiau asigurate din punct de vedere tehnic și Direcția Aeronautică a Ministerului de Război de la acea vreme a considerat că este nevoie să înființeze o școală militară tehnică și astfel la 18 octombrie 1920 a luat ființă Școala de Meseriași Militari ai Aeronauticii. Această școală a luat ființă pe aerodromul Pipera București, datorită faptului că locul pe care era dispus nu permitea să desfășoare activitate practică. Era un aerodrom, o singură clădire, niște barăși de lemn, astfel încât pentru a performa absolvenții și cadrele didactice de la acea vreme, a fost nevoie de un local mult mai generos și comandantul școlii de la acea vreme, locotenentul colonel Ion Capșa, a trimis spre Arad, unde li se promisese de către Ministerul Culturii o
școală de fete. Mergând a fost trimis locotenentul Radic Ion, mergând spre Arad, acesta s-a oprit la media și având cunoștințe că fruntașii vremii de la acea dată își doresc ca în acest municipiu să înființeze o școală datorită faptului că erau foarte puține școli cu predare în limba română. Astfel încât a vizitat o fostă cazarmă de husari, unde, după un an de zile, școala s-a și mutat. La fel, fruntașii de acelor vremuri au donat teren, astfel încât după 5 ani școala s-a mutat într-o nouă locație, nouă de astă dată, care oferea atât un aerodrom cu pistă naturală, cât și ateliere, săli tehnice, săli de clasă, posibilități de cazare, de hrănire ale elevilor. Școala, pe parcursul anilor, a avut foarte multe denumiri. După 4 ani, școala a devenit, din școala de meseriași militare aeronautici, a devenit școala tehnică a aeronauticii și a fost echivalată cu liceul industrial. Vreau să leg un pic această echivalare datorită faptului că, după cum ați spus și dumneavoastră, în momentul de față școala este de nivel post-liceal. În 1960, ia ființă școala de subofițeri de artilerie și rachete antieriene și radiolocație, un an mai târziu se înființează Corpul Maiștrilor Militari și această școală devine Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Artileriei și Rachetelor Antieriene și Radiolocații. Până în 2001, școala a funcționat pe acea locație de care v-am spus, pe malul Târnavei Mare, în localitatea Mediaș. În 2001, datorită reformelor, atât la nivelul învățământului, cât și la nivelul Ministerului Apărării, cele două școli au fuzionat pe locația Mediaș, formând Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene. Vreau să subliniez faptul că Forțele Aeriene în momentul de față pregătește elevi în 3 arme. E vorba de aviație, rachete și artilerie antieriană și radiolocații. Fuzionând aceste două școli, au format entitatea care dăinuie și în ziua de astăzi. După 3 ani de zile, în 2004, școala s-a mutat în localitatea Boboc, județul Buzău, împreună cu baza aeriană de instruire și formare a personalului aeronautic, cu care formează o mare platformă de învățământ. La acea dată, din vechiul colectiv de cadre didactice și personal administrativ, au venit în jur de 60 de oameni. Deci am putut să ne desfășurăm activitatea în condiții, spunem noi, bune la început. Urmând ca an de an, până în anul acesta, vreau să amintesc faptul că anul trecut am împlinit 100 de ani de la înființarea școlii. Școala de meseriași militari aeronauticii și Școala Militară de Maiștri Militari de Aviație este continuatoarea tradițiilor școlii din 1920. Mulți înainte, să fie sute de ani în care să-i formați pe maiștri militari și pe subofițerii forțelor aeriene, așa cum ați făcut-o până acum extraordinar, pentru că știu că sunt căutați în toată lumea cei care au absolvit această școală. Haideți să vorbim puțin despre programele de formare, cele două programe. Da, vă spuneam că avem două programe de studii, un program pentru formarea maiștrilor militari și un program pentru formarea subofițerilor. Pentru maiștri militari, școala din anul 2010 este acreditată de către Agenția Română pentru Asigurarea Calității Învățământului, deci toate diplomele sunt recunoscute pe plan european. Pentru maestri militari avem două calificări acreditate, maestru electronist și maestru mecanic, iar pentru subofițeri avem două calificări, e vorba de tehnician electronist electronică industrială și tehnician echipamente de calcul. Urmează anul acesta să avem o nouă vizită a Agenției Române pentru Asigurarea Calității Învățământului Preuniversitar pentru o nouă reacreditare, dar vrem să mai autorizăm și apoi să acredităm o nouă calificare. Este vorba de maestru electromecanic, aparate de măsură și automatizări.
Vreau să vorbim puțin despre importanța acestor profesii, pentru că toată lumea când se gândește la forțe aeriene, se gândește în primul rând la piloți. Nu e vorba despre pilot ca fiind punctul culminant, pentru că fără maestrii militari, fără aceste specializări pe care le propuneți, nu ar putea nimeni să se urce într-un avion și să fie sigur că zboară așa cum trebuie și aterizează de asemenea, nu în siguranță. Exact. Ați pronunțat acest cuvânt, să spunem, pentru maestri este așa un cuvânt extraordinar de motivant, pilotul, pentru că împreună cu ei formează o familie. Fără maestru militar, pilotul nu ar putea zbura, datorită faptului că maestru militar îi pune la dispoziție tehnica pe care el să-și desfășoare toate acțiunile și misiunile pe care le are de îndeplinit. De aceea ei sunt ca o familie. Totdeauna au încredere în maestri pentru că au o pregătire deosebită. Noi facem pregătirea inițială a acestor maestri, dar ei la unitățile în care vor fi repartizați își vor desăvârși această pregătire și vor face pregătirea țintită pe tehnica pe care o vor exploata. Maestrii militari sunt formați în patru specialități militare în arma aviației, vorba de aeronave și motoare de aviație, armament, rachete, muniții și sisteme de lansare, electromecanică și automatizare de bord și radioelectronică de bord de aviație. În aceste patru specializări, maestrii, să spunem, nu cred că a existat un an în care să nu avem în toate cele patru specialități locuri aprobate. Ei se pregătesc atât în școală, cât și prin stagii de practică în unitățile operaționale. Cei doi ani de zile se desfășoară de următoarea manieră. Primele 10 săptămâni au un parcurs, să spunem, un curs de pregătire militară generală pentru a-l face din civil militar, după care parcurg o perioadă de pregătire post-liceală, urmând ca în anul 2 să continue pregătirea pentru arma și specialitate pentru care ei se pregătesc. La subofițerii se pregătesc în armele aviație și rachete și artileria antiaeriană, radiolocații. Timpul de școlarizare este un an, astfel încât în primul semestru fac pregătirea militară și pregătirea post-liceală, iar în semestrul 2 pregătirea de specialitate. Pentru maestrii militari mai pregătim în arma rachete și artilerie antiaeriană și radiolocații, exact după aceeași arhitectură educațională. O să vorbim imediat și despre admitere și despre ce trebuie să știe tinerii care ar vrea să îmbrățișeze o astfel de carieră, dar vreau să mai vorbim puțin despre resursele pe care le aveți pentru activități, dar și despre facilitățile școlii, pentru că sunt interesați probabil toți cei care vor să vă devină elevi. Da. Chiar dacă ne desfășurăm activitatea pe această platformă împreună cu încă 3 unități, dintre care toate sunt de formare a resurse umane pentru Armata României și în special pentru forțele aeriene, noi folosim foarte multă bază materială în comun. Astfel încât avem pentru fiecare disciplină, avem un laborator, o sală de specialitate și un atelier în care elevul poate să înveți atât partea teoretică cât și partea practică. De asemenea, avem complexe de avioane și de aeronave și pentru rachete, iar partea de radare avem în curte compania de radiolocații, unde ei pot să își desfășoare activitatea practică. Bineînțeles, plus laboratoarele școlii care sunt foarte bine dotate. Avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Bună seara. Vă rog, scurte am și pentru invitatul dumneavoastră. Foarte scurte, vă rog. Da, foarte scurt. Prima întrebare, la maestrii de aviație, aș vrea să știu și o ponderea la femei, câte femei s-au înscris în ultimii 3 ani. A doua întrebare, vreau să știu concurența în ultimii 3 ani asupra locurilor care au fost la maestrii militari de aviație. Și la final, o ultimă întrebare, să ne spună, domnul, cât este salariul la un maestru militar de aviație care a terminat școala militară? Mulțumesc și o emisiune plăcută. Seară bună, vă mulțumim pentru întrebări. În primul rând, câte femei, vreau să ne spuneți, trec de admitere? 25%. Deci 25% este ponderea și nu numai la școala noastră, aproape la toate școlile din Armata României. Bine, trebuie să existe și dorința femeii există de a intra în carieră militară. Și vreau să vă spun că fetele intră cu medii destul de mari în comparație cu băieții.
Concurență pe locuri? Concurență depinde, de la an la an concurența diferă. De exemplu, anul acesta am avut 3 și jumătate pe loc la maiștri militari și 2,75 pentru subofițeri. Iar salariul nu cred că e principala motivație a unui om care merge la o astfel de școală, nu? Deci aș putea să-i răspund domnului și chiar mă bucură întrebarea dumnealui. Salariul, vreau să vă spun că este îndestulător pentru un tânăr în momentul de față. La toate prezentările la care am participat, să știți că mi-a fost adresată această întrebare, iar răspunsul meu a fost că își poate desfășura orice activitate dorește după orele de program cu acest venit. Plus că un maestru militar sau subofițer, după ce absolvă școala, primesc o repartiție și după prima lună primesc salar, primesc o indemnizație de chirie și, bineînțeles, o normă de hrană. Dar până atunci drumul nu e deloc ușor. Drumul nu este ușor. Ei trebuie să își ia prima dată bacaloriatul. După care să... spunem să învețe, dar să se gândească că școala noastră este o școală post-liceală tehnică, cu specific tehnic. Chiar dacă, să spunem, în învățământul românesc, orele de fizică ca număr de ore pe săptămână s-a micșorat, acest număr, ei trebuie să învețe pentru a putea înțelege fenomenele fizice, pentru a putea face un calcul matematic și, bineînțeles, pentru a putea înțelege toate tainele da. Meseriei de aviator, rachetist sau radiolocatorist. Da, cinste tuturor celor care ajung la acel nivel, pentru că, așa cum spuneam, e nevoie de foarte multă muncă pe lângă pricepere. În a doua parte o să vorbim chiar cu 2 elevi care au intrat cu medii foarte mari de admitere în cele 2 profiluri. Să mai vorbim puțin pe scurt, pentru că nu mai avem timp și vreau să vorbim și despre admitere, despre facilitățile școlii, în sensul în care aveți internat, adică un elev are tot ce trebuie la școală, nu? Odată ce intră pe porțile școlii, elevul are tot ce îi trebuie. Adică are cazare, are masă, are uniformă și o soldă. La fel, să spunem, pentru nevoile lui de elev este, așa îmi place mie să spun, îndestulătoare. Ca facilități avem bază sportivă foarte bine pusă la punct, o sală de sport. De asemenea, de anul trecut, de fapt de vreo 2 ani de zile, cochetăm cu acest proiect Erasmus, prin care vrem să dezvoltăm, atât pentru cadrele didactice, cât și pentru elevi, să vadă cum se pregătesc și elevii din alte state. Și atunci putem, pe toate axele acestui proiect Erasmus, vom scrie proiecte și, bineînțeles, viitorii noștri ele vor putea participa la ele sau vor putea beneficia de cunoștințele cu care cadrele didactice vor veni din aceste proiecte. Da, extraordinar, mai ales că sunt proiecte care îi ajută foarte mult să înțeleagă, merg în alte țări, fac schimb de experiență și în condițiile în care pandemia ne va lăsa să organizăm astfel de evenimente, chiar vreau să ne povestiți la momentul respectiv, să veniți cu imagini, poate vin și elevii să povestească ce au învățat. Vă mulțumesc mult pentru toate informațiile, vreau să vorbim puțin cu domnul locotenent colonel Robert Bocan, sunteți șef de instrucție și de educație, da? Și sunteți cel mai în măsură să ne vorbiți despre admitere, pentru că e etapa de care trebuie să treacă toți cei care vor să ajungă acolo unde vorbea domnul comandor că e bine și au toate condițiile, nu? Bineînțeles. Este bine de știut că această admitere în școala noastră este de fapt un proces mai lung. El are mai multe etape. Prima etapă ar fi recrutarea, ulterior etapa de selecție și abia apoi ajungem la etapa de admitere. Haideți să detaliem puțin fiecare etapă. În etapa de recrutare, tinerii candidați vor trebui să se prezinte la birourile de informare recrutare din județul unde locuiesc, unde vor completa acel dosar de candidat. Dosarul de candidat va cuprinde în principiu o cerere în care candidații vor înscrie opțiunile dumnealor pentru armele și specialitățile, precum și profilurile școlii noastre, copii după documentele de identitate, copie după diploma de bacalaureat, este o condiție absolut necesară. Contează media de la bacalaureat? O să conteze și media de la bacalaureat, o să ajung și la etapa de admitere. De asemenea, mai au nevoie de un cazier judiciar,
Iar apoi, pe parcursul etapei de selecție, vor adăuga la acest dosar fiecare dovadă a parcurgerii probelor eliminatorii de selecție. Da? Deci acest dosar se completează. Vorbeam de etapa de selecție, aceasta cuprinde probe eliminatorii, cum ar fi evaluarea psihologică, evaluarea capacității motrice, interviul de evaluare finală. Aceste trei probe se desfășoară în cadrul centrelor zonale de selecție și orientare, iar cei din candidații din județul Buzău sunt arondați centrului de zonal de selecție și orientare de la Breaza. Ulterior, candidații vor parcurge vizita medicală în cadrul spitalelor militare, iar candidații care optează pentru armele aviației și radiolocație vor parcurge o vizită medicală specifică în cadrul Institutului Național de Medicină Aeronautică și Spațială din București. Candidații, deci aceste probe sunt eliminatorii. Candidații care sunt declarați apt după fiecare probă vor continua procesul de selecție și ulterior pot ajunge chiar la etapa de admitere. Etapa de admitere propriu-zisă constă în administrarea unui test de verificare a cunoștințelor care se desfășoară la noi în școală. Probele, vă pot spune ce am avut anul acesta, în 2021, întrucât pentru anul 2022 încă nu s-au stabilit nici calendarul de admitere și nici probele. E de vreme încă. Așteptăm metodologia care va fi admisă de Ministerul Apărării Naționale undeva la începutul anului 2022. Vă pot spune ce probe am avut noi și cum s-a desfășurat examenul de admitere. Probă de un test integrat de matematică și limba engleză, care a avut o pondere de 80% în media de admitere, iar media de la bacalaureat a avut o pondere de 20% în media de admitere. Să vă spun câteva cuvinte totuși despre cum se vor desfășura probele de selecție în anul 2022, întrucât avem precizări în acest sens, la acest moment. O parte dintre probe, și anume evaluarea psihologică, evaluarea capacității motrice, acele probe fizice, de fapt, probe sportive, precum și interviul de evaluare finală, probele desfășurate la centrele zonale de selecție și orientare, se vor desfășura de la finalizarea recrutării, ceea ce înseamnă undeva la sfârșitul lunii aprilie, până în luna august, când se va organiza admiterea. Ulterior vom desfășura examenul de admitere, iar candidații vor fi ierarhizați în funcție de media de admitere și de numărul de locuri aprobați prin cifra de școlarizare. După aceea vor fi planificați la vizita medicală la spitale militare, iar cei din armele aviației și radiolocație vor susține și vizita medicală specifică la Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială, urmând ca până la începutul anului școlar, la finalizarea acestei etape de procesului de admitere, să fie declarați admiși. Vreau să știu dacă în ultimii 2 ani, pentru că deja ne confruntăm cu criza aceasta pandemică de 2 ani de zile, ați întâmpinat probleme în organizarea admiterii. Bineînțeles că această criză, din păcate, ne-a influențat și nouă modul de desfășurare a admiterii. Aș vrea să menționez doar faptul că în anul 2020 nu am mai desfășurat un examen de admitere, ci a contat doar media de la examenul de bacalaureat. Deci candidații noștri au fost ierarhizați în funcție de media de la bacalaureat, însă probele eliminatorii din faza de selecție le-au susținut cu toții. Au existat, bineînțeles, dificultăți atât la probele de selecție din centrele zonale de selecție și orientare, dar mai ales la vizita medicală și vizita medicală specifică, întrucât probele s-au derulat cumva pe o perioadă mai lungă de timp și cu multe restricții da, și măsuri de precauție. Dar până la începutul anului școlar am reușit să finalizăm activitatea. Și bănuiesc că și în desfășurarea cursurilor au existat probleme, în sensul în care de-abia astăzi am văzut că au revenit și în Buzău copiii la școală, acolo unde e o rată de vaccinare peste 60%. A fost învățământ online? Ați făcut învățământ hibrid? Cum a fost? Aș putea spune că pentru anul acesta de învățământ, învățământul la noi s-a desfășurat în sistemul față-înfață, cu toate măsurile de precauție necesare și cele stabilite la nivel național în domeniul de legislație în domeniu. Și sperăm ca și în continuare să desfășurăm învățământul în acest sistem, întrucât învățământul acesta militar are un pronunțat caracter practic aplicativ și este destul de dificil să desfășure aceste module, aceste cursuri. Imposibil chiar pentru anumite discipline și anumite module în sistem online. De asta noi insistăm și sperăm ca cei de la Ministerul Apărării Naționale și împreună cu Ministerul Sănătății și Ministerul Educației să
ne permită să continuăm învățământul în acest sistem. Eu vă propun ca la începutul anului viitor să ne mai întâlnim, să vorbim atunci când va apărea metodologia, astfel încât toți cei care vor să se înscrie pentru admiterea pentru anul viitor școlar 2022-2023 să aibă toate datele. Da? Cu cea mai mare plăcere. Mulțumesc, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Și noi. Spor la treabă în continuare, vă mai așteptăm. Mulțumim. O să ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate și, așa cum spuneam, în a doua parte ne vom întâlni cu doi elevi fruntași ai acestei școli militare. Rămâneți cu noi!